E cineva care se ceartă acasă cu cineva? Eu! Cu cine te ceartă? Cu soțul! Uneori și cu câinele! E cumva câinele în sală ca soțul? De ce facem chestia asta la Biz? Facem, cred că avem multe, multe ediții, nu? Pe teme care au legătură, evident, cu social media și de ce nu avem un panel în care lumea să spună părerea, pentru că oamenii ăștia sigur știu și despre postări și despre stories, nu? Pentru că am observat că atunci când niște oameni se ceartă, se scuipă și dau bâtele în cap, devine totul mult mai interesant. Pentru că mi-am dat seama că atunci când oamenii se ceartă, se scuipă și dau bâtele în cap, e rost de niște umor și atunci oamenii care se uită sunt un pic mai atrași de, să zicem, spectacolul de pe scenă și nu în ultimul rând învățăm mai bine atunci când sunt prezentate argumente și contraargumente. Era un nene Socrate, de fapt era un nene Platon care scrie despre un nene Socrate cu o metodă care era, să zicem, ceva după care opusul și cineva avea o sinteză, da? Era o metodă mai veche, da? Eu cred că e un fel bun de a pune problema sau de a învăța. Aș vrea să vă implic și pe voi, pentru că voi sunteți juriu, dar înainte să fiți juriu, ne-am gândit că, mi se pare că e puțin tăcere așa în sală, ne-am gândit că echipe de 3 și 3 nu sunt de ajuns, trebuie pentru care mai luăm 2 oameni pentru fiecare echipă din sală și este din rândul al 4-lea partea asta. Am glumit, nu o să facem chestia asta, dar vreau să vă puțin la voi, la voi, la voi, bine. Aș vrea să facem așa, vreau să se prezinte oamenii ăștia foarte simpatici. În fiecare echipă este un om de la o agenție, un om de la un client și un influencer. Se prezinte frumos ca să știm cum și ce vorbim, după care o să spun eu cam care e cadrul, după care eu mă retrag și doar dau cu ceasul. O să începem, evident, de la un băiat, așa se face. Super. Salut, eu sunt Arnold Gheriu, sunt Head of Social Media la Triangle Mobile România. Conduc departamentul de social media, care este cel mai mare departament de social din țară. Și pot să zic că mi se potrivește foarte bine partea asta de, partea asta de stories. Deci, GG. Bună, eu sunt Raisa Beicu, mă ocup de partea de PR și digital pentru Global World. Suntem foarte, foarte activ pe Insta Stories și abia așteptăm să ne batem. Salut, eu sunt Georgiana Ionescu sau Ionesca pentru cei care mă urmăresc pe internet. Despre mine pot să spun așa, sunt om de comunicare de aproape 10 ani, am fost și în tabăra clientului și în tabăra agenției și de vreo 3 ani sunt creator de conținut. Cred că sunt în echipa, nu cred, sunt sigur că sunt echipa câștigătoare. Pentru că da, fac Insta Story-uri în fiecare zi. Super, voi nu faceți niciodată transparente Insta Story și le urâți din ficați, nu? Eu nu prea le aleg în decizia de a promova un brand, e adevărat. Aleg mai mult postările, dar cu siguranță o să aflăm astăzi și beneficiile story-urilor. Numele meu este Ana Maria Bojan. În această seară sau după amiază o să reprezint brandurile, deci o să vă aduc argumente din punct de vedere al investiției eficiente pe care puteți să o faceți dacă reprezentați un brand. Sunt de 20 de ani guardian de branduri, am 15 ani guardian în brandurile Unilever, iar de 5 ani și jumătate păzesc, să zic așa, și mă străduiesc să cresc eficient brandurile din Caroli Foods. Și în seara aceasta o să vă aduc argumente de ce să alegeți în strategia de brand posterile versus story-uri. Mulțumesc! Bun găsit! Sunt Diana Mihăilă, sunt primul specialist în social de organizare din România. De profesie sunt jurnalist de business, fan al revistei Biz de pe vremea când încă eram în școală. Mulțumesc și îți mulțumesc, Marta, că îmi dai ocazia să fiu aici, să vă văd, să vă întâlnesc. Am dezvoltat o metodă de organizare care mi-a fost certificată anul trecut. Am un grup pe Facebook care a fost recunoscut în cadrul Facebook Women Leadership Meeting anul trecut, așa încât cred că sunt în tabăra în care trebuie să mă aflu, pentru că sunt pentru conținutul care rămâne, cel care se poate găsi ușor și care are relevanță în timp. Mulțumesc! Salutare, Ciprian Susanu,
consultant de marketing digital, owner de agenție, în absolut tot ceea ce fac și în activitatea de agenție și atunci când lucrez cu clienți, urmăresc un singur lucru, respectarea obiectivelor strategice. Și despre asta o să vorbesc și astăzi, susținând conținutul de tip postare. Mersi! Mulțumesc!